Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Bun venit! Am intrat în luna de foc a campaniei electorale pentru alegerile locale. A fi sau a nu fi învingător? Aceasta e întrebarea. Ce îi motivează pe invitații mei de și-au dorit să intre în luptă? Aflăm astăzi. Sunt profesioniști, oameni cunoscuți de toată România, o sportivă de renume mondial și un actor de pe prima scenă a țării. Doamna Elisabeta Lipă, în studio lângă mine, și domnul Claudiu Bleonț, prin Skype, din comuna Beliș, Cluj. Bun venit! Bine v-am găsit! Te bine pup și te iubesc, bine Elisabeta! Te-am găsit. Vă pup și eu pe amândoi și mă bucur tare mult că ați acceptat invitația să fiți astăzi alături de mine. Claudiu, e o vreme bună și la Beliș. E super. Ești e super, cam la câte ore? Cam la 6 ore, nu? De București, de noi, depărtare, ca să zic așa. Oh, Doamne, 8 ore. Cu mașina, cam cu așa. Cu mașina, e adevărat. Vreme bună și în București. La mulți ani, că pe 27 august e ziua ta de naștere. La mulți ani, Claudiu, să fii sănătos. Ia spune-ne, ce vârstă, ce vârstă frumoasă și așa... 61! Fac un 7, adevărată. Dai seama. 61. Nu se vede, nu se vede. Aici cât ai? Exact. Aici? Da. Să știi că întotdeauna am admirat și am respectat pe sportivi. Am avut șansa să fac și o scrimă 7 ani, 7 ani de Aikido. Și ce a fost important este că am făcut sport să-mi cultiv mintea, sufletul și corpul. Și am rămas într-un fel motivat, determinat de sport. Mulțumesc, Claudiu, la mulți ani, să fii sănătos și să-ți dea Dumnezeu tot ce îți dorești și mult succes! Claudiu, am văzut-o pe Elisabeta când a intrat în platou și erau să-mi cadă plombele. Știi cum arată? Acum stă pe scaun, stă jos, nu o vedem, dar arată fenomenal. Fenomenal. Eu de fiecare apropo dată de faptul când o văd, spui... îmi place să o iau în brațe. Și mie Elisabeta, te iau în brațe, dar te-ai dus atât de departe. Da, da, acum sunteți competitori, nu? Cumva e normal campania electorală și sunteți în competiție. Nu, Claudiu, spune-mi, de ceva vreme ai ajuns la Beliș, de ceva vreme încerci să îi convingi pe oamenii de acolo să te aleagă primar, da? Cum sunt vecinii tăi? Cum sunt oamenii? Ce preocupări au acolo în Beliș? Că am înțeles că sunt cam 1200 și ceva de suflete în satul comuna Beliș, Cluj. Da, e o comună alcătuită din 6 sate, pe 206 km pătrați. Aici natura este regina zilei și a nopții, ca în Mozart. Oamenii sunt de o forță și de o măreție a austerității, pentru că aici s-a trăit foarte mult din și cu pădurea. Factorul determinant, natura, schimbările, fiecare, cam la jumătate de oră ceva se schimbă aici, îți creează și îți determină felul de a fi. E clar că acolo să rămâi, nu? Asta e dorința ta. Am înțeles că ai renunțat la teatru. Cum? Cum e posibil? Mai ai puțini ani până la pensie și tu deja ai renunțat la, nu, la teatru? Acesta, nu. Într-un fel a rămas în sufletul meu. Pandemia m-a adus aici, în Beliș. Mi-am făcut procesele, traseele interioare, verificările. Mi-am tras liniile de rigoare și am văzut că am luat, am primit, am dat enorm în aceeași măsură în cele 3 capitole și am spus de acum vreau să rămân în natură. Și am primit această ofertă, mi s-a spus că candidează la primărie și datorită faptului că am găsit aici un loc în care e nevoie și posibil ca eu să fac ceva pentru oamenii ăștia, am acceptat și de atunci mi-am alcătuit o echipă și așa mai veni să spun acum. Efectiv, zbor! Hai să o întreb pe Elisabeta, pentru că și ea a făcut un drum lung de la Siret, de acolo de unde te-ai născut, din Bucovina, că ești bucovineancă, spune-mi Elisabeta, din moș, strămoș, da, bucovineancă? Da. Bucovineancă, un sat de ucraineni, micuț, în jur de, să zic așa, 200 de case,
tineretul care am văzut acum că a început să se retragă, să revină acasă și asta este un lucru extraordinar de frumos. Tu mai mergi la casa părintească? Te merg, acolo, da, nu? Merg. Tata a murit acum 5 ani, Dumnezeu să-l odihnească, Dumnezeu dar odihnească. Mama trăiește și că trăiește Face. Mama. Oh, minunat! Cum să nu... Să fie sănătoasă. Stă iarna la noi, dar cum începe să... Bine, da. Primăvara, așa timid, spune, duceți-mă, vă rog, acasă, că mi-e dor de casa mea. Cred. Zic, mama, și mie mi-e dor de casă să văd unde am copilărie, dar am plecat destul de devreme de acasă. 16 ani am plecat. Da, o copilă. Când am plecat, da, o copilă la 500 de kilometri, exact. Dar important a fost că am avut susținerea familiei. Și tata m-a susținut și m-a încurajat și... Cum îți zicea tata, Elisabeta? Cum îți zicea? Să nu mă faci de rușine, zice nu? Așa. Dacă ție îți place și nu știu ce îmi plăcea, că habar n-aveam cum să practic acest sport decât din descrierea antrenoarei care m-a selecționat. Dar dacă ție îți place, zice, eu te las să te duci acolo, dar tu să ții minte, dacă mă faci de râs, eu te-am făcut, eu te omor. Hai. Tata, să stai liniștit. Strașnic, tata, că nu? Eu nu să te fac de râs, că în primul rând mă fac de râs pe mine și după care fac de râs familia. Și am încercat să nu-l fac de râs, dar... Și restul e istorie. A fost foarte mândru de mine. Și foarte greu, nu? Da. A fost și foarte greu pentru tine. Normal, 16 ani, să pleci de acasă, necunoscut, dar... Ambiția m-a caracterizat și mă caracterizează și sunt plină de energie și trebuie să mi-o consum făcând ceva. De asta și te arunci în campania asta, nu? Și mi-am revărsat și mi-am canalizat toată această energie pe sportul de performanță. Și normal, când mi-a mers, când au venit rezultatele, nici nu mi-a fost greu să continui. Și ca drept dovadă, nu m-am oprit decât după 24 de ani. Cea mai bună canotoare a secolului, da, 20. Da. Elisabeta, spuneai la un moment dat că ai avut impresia că e o glumă. Da, da, era pe 1 ianuarie, țin minte și acum, eram în cantonament în Poiana, Brașov. Stăteam la Hotelul Olimpic și nu mai țin minte, m-a sunat un ziarist să mă felicite. Felicitări, ați fost desemnată cea mai bună canotoare de la război încoace. Exact așa a zis. Și zic, domnule, până la 1 aprilie mai este destul de mult. Sceptică, iar pe 1 ianuarie, după o noapte grea, zic, chiar nu am chef de glume. Da. Nu, zice, vorbesc la modul cel mai serios, a fost desemnată cea mai bună canotoare a secolului 20. Normal că atunci când ți se recunosc meritele, ai așa o stare de bine și vrei să demonstrezi în continuare că ești în stare să mai primești și alte recunoașteri. Da? Cred, cred. Claudiu, spune-mi, te rog, oamenii din Beliș ți-au spus că vor să te vadă pe scenă, ți-au spus că adune și nouă teatrul aici, în Bătături. Asta se va întâmpla, aveam un proiect chiar și anul ăsta să împreună cu echipa mea să naștem, să creăm, să facem începutul acestei tradiții de artele spectacolului în Beriș. Așa. Datorită pandemiei am renunțat la acest proiect, n-am renunțat, l-am amânat și mai am încă un proiect extraordinar care o să pună Belișul pe hartă, nu numai din punct de vedere cultural, ci și turistic, pentru că am un proiect împreună cu echipa mea pentru Beliș, ceva care va combina turismul cu artele spectacolului. Ce frumos, dar spune-mi din zonă de acolo, uite, dacă ar fi în momentul ăsta cu Elisabeta, ne teleportăm la tine acolo, să vedem castanul pe care l-ai plantat, alunul, nu? Că știu că te-ai preocupat și cu astfel de lucruri, dar dacă ar fi să ne duci la bradul lui Horea, din pădurea Scorușet, dacă nu mă înșel. L-ai văzut? Ai fost acolo? Nu. Nu. Anul ăsta nu am fost, anul trecut. Așa. Deci anul ăsta n-am apucat să trec până acolo. Că sunt foarte multe lucruri de văzut, foarte multe lucruri de aflat, pe care multă lume, mulți români nu le știu, nu le cunosc. Așa că mai spune-ne, pentru ce am venit la Beliș, în acea zonă? În primul rând,
cele 6 sate pe o arie de 206 km pătrați, gândește-te că geografia, spațiul, locul se schimbă uluitor. E o diferență de perspectivă, de cadru, cum nu poți să-ți imaginezi. Plus că e un lac aici, lacul Beliș-Fântânele, care e 21 de km pătrați. E și numele meu pe acolo, exact. Așa, da, chiar bună. Și mai ales ora, momentul de lumină. Niciun moment al zilei nu mi se pare că e ceva de rutină sau ceva care se mișcă în buclă. Și aerul, aici, Claudiu, aerul clipă, ăla cum e? E ceea ce m-a determinat într-un fel, că am zis, eu nu mai vreau să cobor, vreau să rămân aici. Și natura, Belișul, cu spațiul ăsta, e... Am ajuns acasă. Da, acum că te-ai mutat acolo, Claudiu, și vrei să candidezi la funcția de primar al Belișului, ai buletin de Beliș? Da, sigur, normal. Serios? Ai făcut toate actele? Adică acum n-ai altcumva să devii primar dacă n-ai buletin de localitatea respectivă, nu? Și a mai fost ceva. Când am venit aici, prietenul meu, ei s-au mutat aici. Ei trebuia să emigreze în Noua Zeelandă. Și la un moment dat, eu fiind între Teatrul Național din București și Teatrul Național din Craiova, revin în București, mă întâlnesc și îmi spune, nu mai emigrăm în Noua Zeelandă, ne mutăm la Beliș. Și am întrebat, dar cum vine asta? Copiii noștri, Mario, băiatul și Eva mea, aveau atunci 4 ani. Și mi-a zis Mario, cel mic, mi-a spus că nu vrea să plece din România, că el vrea să trăiască în România, la 4 ani. Ce frumos! Și în momentul ăla, ei s-au gândit, eram vecini în cartier, în Vatra Luminoasă, și în momentul ăla s-au gândit unde nu mai simțim orașul, vrem să fim mai legați de natură și, efectiv, a fost o aventură de căutare pentru Bianca și pentru Mario, unde să se transpună, să se translocheze. Și au găsit Beliș. Da. Prin pe net au găsit o casă, nu fuseseră niciodată aici. Și s-au mutat în 2018, în toamnă. Eu am ajuns aici pentru prima oară în 2018 de Revelion și acum pentru Elisabeta, iubito, să știi că ce a fost un eveniment premieră pentru mine, aici este o traducție a ciubărului. Și în decembrie, la trecerea dintre ani, câteva zile înainte de 31 și apoi 3 ianuarie, aici zăpadă e tot timpul cam până la nivelul taliei sau a genunchiului, și stăteam în ciubăr în apă, la 50 de grade, după care ieșeam și mă tăpăleam în zăpadă și înapoi în ciubăr. Bravo! Deci, ai făcut așa ceva vreodată, Elisabeta? Ai trecut prin asta, nu? După ce m-am retras din sportul de performanță, am mers foarte mulți ani la schi. Și căutam locații unde, după câteva ore bune de schiat, să fac refacere. Da. Și asta însemna saună uscată, saună umedă, dușurile cu gheață, ieșitul din saună direct în zăpadă, tăpânarea în zăpadă. Da, îmi place la nebunie să fac... Deci să înțeleg, Claudiu, că abia aștept să înceapă să ningă. Deci idei pentru cum a ne petrece zilele de Crăciun, Revelion. De relaxare, de vacanță. De relaxare, da. Nu? Da. Da, Claudiu, e adevărat că acum 2 ani tu ai vrut să emigrezi în Germania? Care a fost povestea aceea cu Frankfurt? Eu povesteam despre prietenul meu. Și pur și simplu s-a înțeles cu totul altceva, cum de altfel sunt în semnalul care se pierdea. Am văzut și eu momentul ăla și am zis, doamne, dar eu n-am spus niciodată, pentru că nu aveam de ce să spun așa ceva. Am făcut liceu german, am prieteni de grădiniță și de școală care locuiesc în Frankfurt, dar nu aveam să fac această conexiune și să fac această afirmație. Am văzut știrea și am zis, acum asta a ieșit, asta s-a auzit, asta e. Întotdeauna ați avut parte de provocări, amândoi, în domeniile de activitate în care ați excelat și nu vă lăsați în continuare. Mie îmi plac provocările, Elisabeta, din totdeauna mi-au știu plăcut. Că ai fost puțin dezamăgită de faptul că, iată, nu ai primit foarte mulți bani pentru echipa, pentru jocurile de vară, care oricum nu au mai avut loc, nu se mai întâmplă nimic. Ești președinta clubului Dinamo. Nu mai sunt. Nu mai ești. Nu mai sunt.
Deci nu mai sunt. Sunt președintele Federației Române de Canotaj, la ora actuală, da. Nu mai sunt președintele Clubului Dinamo din decembrie 2016. Am înțeles. După ce mi-am terminat mandatul de ministru pe 4 ianuarie 2017, am hotărât să fac o pauză, să mă liniștesc psihic și fizic, pentru că mi-am depus toată energia de care am dat dovadă. Deci m-am stors de energie. Am încercat să fac pentru sport lucruri care nu s-au făcut poate de ani de zile și atunci a fost foarte stresant. Și am zis, gata, stop joc, fac o pauză, îmi revin fizic, îmi revin psihic, mă ocup doar de federație, pentru că nu am cum după 24 de ani canotajul este în sânge. Uite, apropo de ani, după 20 de ani de când ai primit titlul de cetățean de onoare, nu, al capitalei, te-ai gândit, îți dorești, candidezi la o funcție de consilier pentru primăria generală? Da. Ce vrei să faci? Ce-ți dorești? Ce intenții ai? Ce vise? Planuri pentru noi, bucureștenii? Am decis să candidez, așa cum spuneam. Sunt un om energic, un om care cunoaște administrația sportivă și problemele cu care se confruntă sportul românesc. Având în vedere că am fost și președinte de club și ministru și președinte de federație, în contact tot timpul cu membrii federației care, bineînțeles, cine sunt cluburile sportive, nevoile cu care se confruntă, și am decis să accept propunerea Gabrielei Firea, pentru că o văd cum mă văd pe mine. Un om ambițios, un om care nu se lasă până nu reușește să-și atingă scopul. Am decis pentru că sportul are nevoie de soluții. Suntem într-un impas cum nu mi-am imaginat eu că o să ajungem să trăim aceste zile. Sportul, practic, în starea de urgență, a fost închis definitiv. Nu mai exista un copil într-o sală, nu exista un copil pe stadion, nu mai zic de loturi olimpice, naționale și așa mai departe. Și lucrul acesta m-a, cum să vă spun, mă simt obligată, având în vedere că am făcut sport la cel mai înalt nivel. Mă simt obligată ca generațiile actuale să trăiască acele sentimente de mândrie și de bucurie și nu știu, de tot ce este mai frumos acolo când ești sus pe podium. Mi-este foarte greu să descriu în cuvinte acele sentimente, pentru că numai tu le trăiești, că tu ai ajuns să le realizezi și tu știi ce înseamnă. Îți trec așa într-o fracțiune de secundă toți anii de muncă, toți anii de, nu știu, succese, insuccese, când ajungi la Jocurile Olimpice și ești pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Ne plângem că avem copii sedentari, ne plângem că nu fac sport, ne plângem că nu avem săli, ne plângem că săli de antrenament. Și nu vorbesc în niște săli ultra dotate, nu știu, ca și cum ar face sport de înaltă performanță. Pentru că pentru loturile olimpice trebuiesc săli, dotări speciale, ca să ne putem lupta cu lumea bună. Dar cineva trebuia să facă și lucrul acesta. Și eu consider că nu trebuie să stăm deoparte doar pentru faptul că ne asimilează cu un partid sau cu altul. Eu nu sunt om politic. Politica pe care știu să o fac cel mai bine este politica sportului.
Nu știu dacă voi ajunge un om politic, dar știu că pentru sport voi face tot ce îmi stă în putință, având în vedere că sunt cetățean de onoare și am niște obligații pentru București, având în vedere că doamna primar Gabriela Firea și-a îndreptat atenția către sport, ea însăși din familie, primul soț al Gabrielei Firea a fost sportiv de performanță, că mi-a fost profesor la IEFS. Și faptul că și-a îndreptat atenția către sport și s-a gândit că eu sunt în stare să aduc un plus pentru București, pe mine asta m-a bucurat enorm de mult. Și bineînțeles că nu contează din ce partide va fi alcătuit acest Consiliu General, dar eu nu pot să cred că în momentul în care voi spune că avem nevoie în școli de terenuri, de nu mai știu ce voi propune, sau avem nevoie de o sală polivalentă în care să ne, nu știu, organizăm competiții. Noi nu avem în București, este începută, în 4 ani nu poți să faci mare lucru. Și eu când am preluat clubul Dinamo, am preluat niște gropi în care spuneau acolo, aici va fi sala polivalentă, aici va fi bazinul de înot. În șapte ani am reușit să termin și sala polivalentă, am reușit să termin și bazinul olimpic. Asta însemna drumuri, rugăminți, mă dădeau afară pe ușă, intram pe geam, mă dădeau afară de pe geam, intram pe ușă. Deci pentru fiecare lucru trebuie să te lupți, că altfel nu vine nimeni și îți spune... nu vrei, uite, începem în București o sală polivalentă. Da, ea este începută, trebuie terminată. Am zis și dacă mă mut pe șantier, că am experiență, zi de zi, dacă mă mut pe șantier și tot într-un mandat de 4 ani ca și consilier general, nu am cum să nu reușesc. Avem un patinoar început după 30 de ani care nu este terminat, dar din diverse motive. Că toată lumea contestă, că... Diverse. Diverse, da, diverse, da. Probleme. Iau contractul și după care n-au oamenii cu cine să lucreze. Și atunci, aceste lucruri pentru sport, eu cred că nu poate să conteste nimeni sau să mă conteste că nu le-a ști. Iar menirea mea este să mă lupt pentru copii, să aibă condiții de a face mișcare. Primăria Capitalei are un buget mare care poate să investească în acest lucru, să ajute părinții, pentru că nu toți dispun de fonduri ca să plătească, nu știu, diverse cursuri sau de not, de, nu știu, fiecare copil ce vrea să practice, pentru că altfel nu te descurci, iar cred că Primăria Capitalei dispune de fonduri. Dispune de fonduri și poate acoperi aceste nevoi ale familiilor nevoiașe, pentru că performanță nu fac copiii de bani gata. Performanță fac copiii care sunt învățați cu greutăți. De ce marea majoritate a campionilor vin de la țară? Vin de la țară pentru că acolo ești învățat cu muncă. Elisabeta, nu ți-e teamă de cursele astea provocatoare, cursele lungi, cu bătaie lungă? Ai avut tot felul de competiții în care poate lucrurile, privirile sau poate șicanele au fost reale, de adevăratele, nu? Pentru că se știe că și în competițiile sportive, chiar dacă mizăm pe fair play, câteodată nu e chiar așa, pentru că dorința, nu, de a câștiga, de a fi învingător, câteodată poate fi atât de dominatoare încât să se întâmple și alte lucruri. Să știi că eu provin dintr-un sport unde așa? Fair play-ul... Serios? 100%? Este 100%.
te alinii. Așa. Și cel mai bun trece linia de sosire. Nu există șicane, nu există faulturi, nu? Faulturi, nu există. Și fiecare e pe culoarea lui. Fair play-ul este literă. Și în afara culoarului, literă de lege. Așa? Dar în schimb, sportul m-a ajutat ca eu să pot să rezist acestor șicane, pentru că eu politica o văd altfel. O văd într-un spirit de fair play, exact, exact ca și în competiție. Și cel și mai bun, deloc așa. Și cel mai bun să câștige. Da. Dar m-am rodat și rezist. Ai anduranță. Dar spune-mi, Claudiu, te-am întrebat mai devreme. Spune-mi, ai credibilitate în fața electoratului tău acolo în Beliș? Au început absolut să creadă în tine? Știu cine absolut ești cu adevărat? Se tem cumva că poate, cum ai venit așa, o să pleci? Apa trece, pietrele rămân. Experiența acumulată în cei 41 de ani de teatru mă fac efectiv, am recunoscut în mine, mă recomandă ca politician. Într-un fel am aceeași atitudine ca și Elisabeta. Munca depusă, experiența, faptul că ai fost cu oameni, cum te-ai poziționat în fața victoriei și a eșecului, cum te-ai poziționat față de un traseu care are o rutină. Toate lucrurile astea au făcut și din Elisabeta și din mine oameni care știu să-și urmărească scopul și să parcurgă drumul până la țintă. Inițial, când am ajuns aici, am fost caracterizat ca vinitură. Adică a venit și ăsta pe aici. Dar faptul că de când am venit, înainte să apară această propunere, candidează la primărie, fiind în vârsta de risc, legată de pandemie, de COVID, am spus Iuliei și prietenilor să nu faceți efortul să mă mai duceți în București dacă e să omierlesc cu ghilimele pe aici. Zic, lăsați-mă că e atât de frumos că pot să mă odihnesc cu oasele aici. Într-un fel, asta a fost o recunoaștere a ceea ce înseamnă frumusețea spațiului, a Belișului, a locurilor de aici și, într-un fel, recunoașterea că am ajuns în sfârșit acasă. Perioada care începe astăzi, chiar de ziua mea începe, nu s-a mai întâmplat, e un fapt unic, începe campania electorală și astăzi este și ziua mea. O văd ca un binevenit, drum bun, Claudiu, pe această cale. Indiferent de rezultat, noi vom continua lupta. Ce zici, temperamental vorbind, te potrivești cu oamenii de acolo? Cu atitudinile da lor, le înțelegi, că nu sunt da ușor de descifrat moții. Au o anumită atitudine, un anumit fel de a se așeza, nu? Da. Este. Tu te-ai născut în București. M-am născut în București, însă rădăcinile mele nu sunt bucureștene. Din partea mamei am copilărit la Cheia. Bunicul meu a fost arhimandritul Calist, starețul mănăstirii Cheia. Iar din partea tatălui, rădăcinile bunicii erau din zona Râmnicului. Copilăria mea s-a desfășurat într-un fel la altitudinea de 1200 de metri, cam cât sunt aici. Tata a fost îndrăgostit de apuseni, am făcut multe vacanțe în copilărie aici. Am avut, asta e și frumos că Elisabeta a fost la Dinamo, eu am fost la Steaua și am avut cantonamentele la Steaua, la Forban, concursurile, campionatul național de floretă, de scrimă și întotdeauna, mai ales vara, cantonamentele se petreceau la Predeal, e o cabana clubului Steaua la Forban și natura îmi umplea bateriile. Și atunci bateria pe care o am aici încărcată în Beliș, cu toate relațiile, cu toată mintea, faptul că știu să alcătuiesc o echipă, faptul că sunt om de echipă și pot să pun oameni de calitate împreună, asta m-a determinat să rămân. Echipa mea e și ea îndrăgostită de Beliș și să gândim proiecte pentru oamenii de aici. Spune-mi, ce vrei să faci mai exact pentru Beliș? Ce nu-ți place acolo? Ce nu le place oamenilor? Ce vor să se schimbe? În primul rând, atitudinea vis-a-vis de loc aici este într-un fel în buclă. Toată lumea parcă se uită cu ochii la brazi,
spun, păi noi am trăit cu pădurea și noi știm să trăim din pădure. Actualul primar e un primar PSD care are dosar pe penal, a furat pădure de 250.000 de euro. În momentul ăsta lipsesc din primăria din Beliș 5 milioane de euro. Ai văzut dovezile, Claudiu? Ești foarte îndârjit, încrâncenat. Nu sunt în campanie. Ai dovezi? Am Curtea de Conturi, de ultimul raport al Curții de Conturi, da, de locuitori. Uite, Elisabeta vrea să te întrebe ceva. De 1200 de locuitori lipsesc în momentul ăsta. Primăria e văduvită în timpul mandatului unui primar care a stat 3 mandate și ale actualului. Primăria e văduvită de 5 milioane de euro. Înseamnă că e o primărie bogată dacă... Când general... Este, dacă intri la primărie și vrei să faci afaceri cu lemne, cu marile firme, când n-ai dreptul, nu dai dreptul moților, au un carnet oamenii ăștia care îți descuți aici, unde scrie, făcut lege de statul român, cel posesorul acestui carnet are dreptul între 10 și 15 metri cubi de lemn pe picior pentru foc și pentru construcție. Și actualul primar PSD nu le dă acest drept. Și de ce nu mi se pare judecată? Normal să stau aici să mă lupt pentru moți? Eu zic că da. Pentru că am și experiența din teatru. Un rol se face, un rol se creează. Și standardul meu e dreptul oamenilor aici. Eu n-am venit aici să fac afaceri cu pământ sau afaceri cu lemne. Am 61 de ani, salariul meu la Teatrul Național din București și la Teatrul Național din Craiova e mai mare decât salariul de primar. Dar iubesc natura și am văzut ce nevoi au oamenii ăștia. Și am să mă lupt și dacă nu ies primar, am să pun actuala conducere PSD să dea moților înapoi cei 5 milioane de euro furați. Credibilitatea vine și prin ceea ce știi să faci cu mâinile tale, nu? Când vrei să devii primul gospodar al satului, nu? Primar al satului, trebuie să pui mâna la ungă. Spune-mi, Claudiu, spune-mi, te-au văzut sătenii dând cu coasa, te pricepi, că ai spus tu că ai dat cu motocoasa de două ori până acum și ai strâns și fânul. Am auzit-o că ai spus lucrul ăsta. Mai am zis cu motocoasa. Dar exact, să te punem să te vedem, nu? Cu mâna pe coasă, nu pe motocoasă. Cu coasa trebuie să vă spun. Cu coasa, prima dată. Trebuie să iei cursuri să dai cu coasa, exact. Că nu merge așa. Știi cine știe? L-am văzut pe Lupul Rednic. Vai, Elisabeta, și știi și eu cum când eram cosește Lupul Rednic? Coasa. Și tu cosești? E normal, că când trebuia să dai mâncare la animale, ce făceai? Stăteai să vină mama de pe câmp sau tata? Dar aveau curaj părinții să te lase, adică dar să pun mâna să pe păi coasă. Cum să nu? De știai ce să nu pun mână pe coasă? Știai să și aranjezi, știai să ai grijă de ea și să ai grijă și de tine când pui mâna pe coasă. Corect, păi... De câtă vreme n-ai mai pus mâna pe coasă, Elisabeta, ia zi? Cât să fie? Mai mult de 20 de ani de când ai primit titlul de cetățean de onoare. De la 16 ani... Dar știu că ai primit titlul de cetățean de onoare și al orășelului Siret. De unde ești? Da, tu, nu? Orășelul ăsta? Unde m-am născut. Acolo și pe atunci nu era un oraș, nu era... Da, era de Raionul Siret, așa s-a numit. Raionul Siret. Raionul Siret, da. Să ne întoarcem la Claudiu. Claudiu, nu te lăsăm. Povestește-ne cum e treaba cu coasa și cu fânul. Știi cu cine am învățat prima dată să dau cu coasa? În zona mea, în zona Ceptura, unde am copilărit, și în zona Cheia, eram prea mic, pe urmă am plecat. Primul om care m-a învățat să dau cu coasa a fost un om pe care îl admir și îl respect enorm, actualul primar al Clujului și viitorul primar al Clujului, Emil Boc. Întâmplarea a făcut să fim într-o emisiune, cum am avut onoarea și plăcerea să o cunosc și pe Elisabeta, și aveam de făcut diverse lucruri în ogradă și eram cu atunci prim-ministrul României, Emil Boc. L-am respectat foarte mult pentru deciziile pe care le-a luat în momentul ăla de criză. Acum sunt în echipa PNL a Clujului, unde am oroarea să fiu alături de Emil Boc, de Alin Tișe, și cu echipa lor simt că sunt purtat, ajutat, sprijinit să fac ceva pentru oameni. Cea mai mare bucuria mea este că stau aici în natură. Decizia inițială a fost eu nu mai cobor în oraș. De-aia am lăsat Bucureștiul, de-aia pentru tot ce a însemnat Bucureștiul timp de 61 de ani petrecuți acolo, pentru mine
candidatul Nicușor Dan este cel care aduce o viziune nouă și pentru secolul 21 cred în Nicușor Dan pentru București, dar eu mutat aici am zis perfect, rămân în natură, ce pot face pentru natură și pentru oamenii de aici. Dar știi că pe site-ul Teatrului Național București se vede că apari în continuare ca jucând în 4 piese. Bănesc că nu e actualizat, nu s-au schimbat lucrurile. Nu numai în Teatrul Național și la Teatrul Pandemie am aprins în momentul, un moment drag mie. Anul ăsta s-au sărbătorit 170 de ani de Teatrul Național în Craiova. Urma să se țină festivalul Shakespeare, urma să se pună vărul Shakespeare de Marin Sorescu. Teatrul Național din Craiova poartă și numele Marin Sorescu. Și în timpul repetițiilor la vărul Shakespeare a venit pandemia. Am spectacole puse așa într-un fel de stand-by și la Teatrul Național din București și la Teatrul Național din Craiova. O să vedem, eu și colegii mei, prietenii mei, generația mea stă foarte mult să vadă ce se întâmplă în lume. Eu, unul personal, nu sunt adeptul, susțin deschiderea sălilor de teatru. Cred că în momentul ăsta actul medical este cel care trebuie să determine poziția cetățeanului în societate. Și dacă am prieteni actori, am făcut liceu german, prieteni de suflet, ca niște frați, care sunt actori în Berlin și mi-au spus, mă uit la știrile voastre și nu înțeleg ce se întâmplă, cum voi... La noi nu e vorba de așa ceva. Broadway-ul este închis, pe Broadway... Știi. Dar ce soluție ai, Claudiu, pentru colegii tăi? Pentru că știi că ei suferă, normal, ca toți artiștii care nu câștigă nimic în perioada asta și nu câștigă de câteva luni bune. Nu, o secundă. Actualul guvern și Florin Câțu, să știi că a făcut acea bună inginerie financiară încât bugetarii și-au primit salariile, chiar dacă obiectul muncilor a fost suspendat, am colaboratori, deci asta pot să susțin și am respect pentru guvernul Orban, pentru chestia asta și pentru domnul Câțu, colaboratori care erau într-un contract cu Teatrul Național și datorită faptului că erau în acest contract, au putut să primească sprijin financiar. Sunt colaboratori la operele din București și din Iași care au primit, deși nu s-au jucat spectacolele, au primit salariu. Ceea ce este frustrant și pentru actori și în timpul pandemiei știam această știre, cei mai frustrați au fost sportivii. Și aici Elisabeta poate să continue, pentru că un sportiv are 2-3 antrenamente pe zi, stă într-o determinare psihofizică. Și gândește-te, tot lotul nostru olimpic care se pregătea pentru Tokyo a fost pus în stand-by. Erau competiții, fotbal, trebuia să fie campionatul european de fotbal, olimpiada, tenis, Simona, a trebuit să... Și deci tu să te vezi la un moment dat într-un apartament și să nu mai ai legătura cu spațiu, cu antrenamentul, știu că am fost groaznic, pentru că odată cu intrarea în starea de urgență, tot sportul românesc, deci tot sportul românesc, de la cei mici și până la loturile olimpice, au fost trimise acasă. Bazele au fost închise. Deci, pentru mine, eu am plâns în ziua aia, când am trimis sportivii acasă, m-am dus la Snagov, l-am sunat pe de acolo, că, deci nu mai puteam, deci mi-era, nu mă puteam uita în ochii sportivilor și să le spun, trebuie să plecați acasă și o să veniți când o să veniți. Și l-am sunat pe domnul prim-ministru și am zis, domnul prim-ministru, mi-a răspuns. Am plâns și am zis, nu se poate, astăzi sportul românesc a murit. Gândiți-vă că noi am trimis copiii acasă, sportivii de înaltă performanță, am trimis acasă. Da, credeți că ar fi trebuit să se întâmple altfel lucrurile? În Suceava, unde era focar deja, începuse focarul, exact. Și noi am trimis în gura lupului. I-am trimis acolo. Dar asta, eram într-un necunoscut. Nu știa nimeni lucrurile ce au funcționat va urma, Elisabeta, cum va fi, dar pentru noi, oamenii de sport, a fost, deci, o tragedie, sincer vă spun, o tragedie. Jocurile olimpice nu s-au amânat,
Nimeni n-a anunțase că, da, știți, păi, se amână pentru la anul și atunci aveai exact, altă stare. Exact, în primele luni. În primele luni, ții minte, Elisabeta, când Japonia spunea nu, indiferent nu e ceva cum, grav, noi ținem, totul era așa, da, de pe o zi pe alta, noi jocurile se țin, calificările se țin. Da, mai avem foarte țin. Puține minute până la final și vreau să vă întreb, știu că Dragoș, fiul tău, e mare, 23 de ani, bine, este tot pe cursuri, dar zic pe cursuri, adică nu-i mai la școală, dar zic că face cursurile online pentru masterat. Da. E acasă aici, deși cursurile sunt în străinătate. Dar sunt o mamă fericită. Dar ești fericită că l-ai aici acasă. Dar vreau să te întreb, Claudiu, pentru că e normal, o să înceapă școala, o să înceapă grădinițele. Tu ce o să faci cu fiica ta? Ce părere ai despre povestea asta? Se începe școala? Se amână școala? În ce condiții începe? Ca și Elisabeta, sunt oameni de disciplină, sportivi și actorii. Își respectă programul, respectă textul. Chiar vreau să-ți spun, Elisabeta, pentru că nu merge, altfel nu faci nu performezi dacă nu îți respecti. Și Elisabeta, să știi că am o mare surpriză pentru tine. Aole. Am în proiectul meu de primărie să refac centrul de canotaj de pe lacul Beliș-Fântânele. Care? Te iubesc! Deci o să te duci acolo, Elisabeta, te clar. Da. Clar te am duci fost acolo. La ministrul sporturilor, am venit, am confirmat că am exact ce trebuie pentru locul ăsta. Cândva, Elisabeta, n-ai prins cantonamente aici pe Beliș? Ai prins, eu Elisabeta? N-am prins cantonamente decât cu lotul olimpic junioară fiind un talent. Imediat am fost coptat în lotul olimpic și toate cantonamentele mele s-au desfășurat la Snagov. Și Snagov, iarna, piatra arsă, după care Poiana Brașov și așa mai departe. Alea erau pentru fizic. Da, În momentul ăsta am fost și am descoperit că avem un centru care a funcționat, cred că prin anii 70, a dispărut. O secundă, stai că nu am telefon. Deci, Claudiu, la ora actuală, canotajul românesc nu are o pistă de concurs. Un canal cu 6 culoare... pe care să putem organiza un campionat european, nu știu, balcanic, la cel mai jos nivel. Nu avem unde. Da, Claudiu, ne auzi? Spune-mi despre școală. Spune-mi despre școală. Ce părere ai? Despre școală, o să o duci la grădiniță pe fiica ta sau la școală? Nu, momentul ăsta, acum sunt, da. Te auzi? Eva începe clasa 1. Și Eva o să înceapă clasa 1 în București. O să fac această drum, această pendulare între natură, tata, Beliș și cu Iulia în București să meargă la școală. În același timp, familia noastră s-a extins, s-a lărgit. Voi fi un om care voi, pe mine m-au întreținut și drumurile. Am făcut 7 ani. Am fost întotdeauna. Gândește-te că am făcut 7 ani stagiatura la Petroșani și făceam naveta între Teatrul Național din București și Teatrul de Stat Valea Jiului. Acum am făcut 7 ani naveta între Teatrul Național din București și Teatrul Național din Craiova. Iar în momentul ăsta am șansa ca între cele două să se pun așa ca linia înțeleaptă a balanței, să vin aici să stau și să toată experiența acumulată o să o pun în slujba oamenilor de aici. Partea bună este că oricând, în orice moment al zilei, eu sunt în natură, ceea ce îmi lipsea întotdeauna. Din totdeauna mi-a lipsit, că ieșeam dintr-o sală luminată, artificial, umblam prin trafic, iarăși într-un spațiu, casa, artificial, iar înapoi și am avut... anii ăștia am avut tot timpul dorul de a mă regăsi în natură. Și mi s-a întâmplat aici, la Beliș. Mă bucur tare mult că ați fost aici alături de mine. Și eu mă bucur. Încă o dată la bucur. Mulți ani, Claudiu, să fii sănătos. Și mă bucur că am fost cu Elisabeta. Și eu, te iubesc. Te iubesc.
Vă îmbrățișez. Succes, nu? Elisabeta, cum se urează? Nu, ca între da, sportivi, baftă, așa, baftă, multă, nu? Baftă multă. Suntem niște învingători. Așa că am zis, a fi deci sau a nu fi? Da. Aceasta e întrebarea. Mi-a plăcut cum ai început, m-ai surprins, a fi sau a nu fi. Numai bine vă doresc, doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica de la ora 14. Toate cele bune!